Din centrul orașului Craiova. Și obiecte misterioase în spațiu, acestea au fost detectate de telescopul NASA, care este de câteva miliarde de ori mai puternic decât ochiul uman. Flăcări uriașe au luminat cerul azi noapte în cartierul Floreasca. Unul dintre cele mai mari complexuri de agrement din capitală a fost mistuit de un incendiu puternic. Spațiile în care erau amplasate piscina și sala de forță au ars în totalitate. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările. Incendiul mistuitor a durat zeci de minute, asta pentru că locul în care este amplasat complexul de agrement a făcut aproape imposibil accesul autospecialelor. Pompierii au fost nevoiți chiar să sară gardul pentru a putea stinge flăcările. În acest moment acționează 16 autospeciale cu apă și spumă pe toate cele patru laturi ale clădirii. Inclusiv două echipaje de prim ajutor, două autospeciale pentru intervenția și salvarea de la înălțimi, echipaje de descarcerare. Nimeni nu știe de la ce ar fi putut porni bâlvătaia. I-a descărcat în zonă, nu? Și ce ați văzut? Niște flăcări mari și zgomotul de la pompieri m-a sculat din somn noaptea asta. Păi așa ce mi-a spus și mie ăștia, că de la taban, uite, ne stind de acolo la foc. Incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale ce vor fi compensate financiar de firma de asigurări cu care au contract proprietarii complexului. O anchetă a fost deschisă în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incendiului. Aproape 10 hectare de vegetație uscată și pădurice s-au făcut scrum azi noapte între Reșița și Caransebeș. Incendiul a fost provocat intenționat de crescătorii de animale care își pasc turmele în zonă. La fața locului a ajuns imediat un echipaj de pompieri care a reușit să stingă focul abia după câteva ore. Misiunea pompierilor a fost dificilă din cauza terenului deluros. Pompierii nu au putut interveni cu autospecialele cu apă, așa că au fost nevoiți să folosească mături și lopeți pentru stingerea incendiului. Du-te încolo, fă mult, pe porțiuni, de aici. Un jandarm a fost rănit în misiune de un traficant de droguri azi noapte în capitală. Incidentul a avut loc în cartierul Titan, unde Brigada de Combatere a Crimei Organizate alături de jandarmerie fila o tranzacție de droguri. Se pare că în timpul descinderii, doi bărbați care veniseră să cumpere droguri au încercat să fugă cu o parte din marfă. Ei au fost opriți de ofițerii antidrog. Unul dintre traficanți avea asupra lui un cuțit cu care a încercat să înjunghe un jandarm, dar nu i-a făcut decât o zgârietură. Martorii spun că ar fi existat și un schimb de focuri, în urma căruia unul dintre infractori a fost împușcat în picior. Atât traficantul rănit, cât și jandarmul au fost duși la spital pentru investigații medicale. Ceilalți bărbați, suspectați că ar fi implicați în tranzacția de droguri, au răspuns toată noaptea întrebărilor anchetatorilor. A vrut să cumpere carne tocată și a descoperit că pe caserolă erau două date diferite de ambalare, una a producătorului, cealaltă a magazinului. Cum s-a terminat povestea, aflați ceva mai târziu în jurnal. Scandal cu săbii și topoare în localitatea mehedințeană Salcia. Fostul viceprimar și fratele său au ajuns în stare gravă noaptea trecută la spital, după ce au fost atacați cu săbii și topoare de mai mulți indivizi din sat. Agresorii au fugit de la fața locului și au lăsat pe cei doi să zacă în drum plin de sânge. Cine v-a lovit? Cine v-a lovit? Cine v-a lovit? Cu ce v-a lovit? Săcurile, cu topoarele, cu săbiile. Ești bine? Cine? Tu bine, da, da, da. Cine v-a lovit? Cine v-a lovit? Da? Gata. Hai din Salcia. Rudele povestesc că i-au găsit pe cei doi frați într-o baltă de sânge. Fostul viceprimar și totodată cel care își anunțase candidatura la funcția de primar al comunei era în stare de inconștiență. Cășunare acolo cu săbii, cu pari, cu rănci. I-au tăiat picioarele tot. Picioarele tot. Vine și el alt frate, tot al lui. Și el i-a bătut. Și ala are capul tăiat pe la mâini. Iată-i tot în sânge. S-au luat la bătaie, am văzut cum am început să dea cu parii în unchiul meu toți.
Cu pari, cu săbii. Două ambulanțe i-au transportat pe cei doi de urgență la spital. Atât fostul viceprimar, cât și fratele său au lovituri la cap, mâini și picioare, însă starea lor este stabilă. E vorba de un traumatism, un politraumatism prin agresiune, un traumatism în extremitatea cefalică cu o plagă tăiată la nivelul regiunii parietotemporale stângi și multiple contuzii la nivelul membrelor superioare și inferioare. Cealaltă victimă este fratele celui care, pe care l-am transportat noi și am înțeles că are exact aceleași leziuni. Victimele au reușit să le povestească polițiștilor cine au fost agresorii. S-a constituit un cerc de suspecți. În continuare se desfășoară activități pentru efectuarea în continuare de verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs conflictul respectiv. Fostul viceprimar din Salcea a fost acuzat în urmă cu 3 săptămâni că ar aduce din Constanța mai multe persoane care să-l voteze la alegerile locale. Totul s-a întâmplat după ce a crescut simțitor numărul cererilor pentru obținerea vizei de flotant în localitate. O căruță în care se aflau 2 adulți și 3 copii a fost pulberată de pe șosea de un autoturism. Toate cele 5 persoane au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Suceava și o comună învecinată. Șoferul nu a putut să evite impactul, deoarece căruța nu avea niciun fel de semnalizare. Aici s-a acuzat, era și numărat. Mi-a apărut în față o căruță nesemnalizată, ai plin de căruță aici și de asta nici nu aveam viteză, da. O fată de 17 ani se afla în căruță împreună cu copilul ei de 3 ani, sora și părinții. Ea a ajuns la spital în stare gravă. La locul accidentului s-au adunat și rudele celor din căruță. Lasă amenințările! Ca șoferul autoturismului să poată fi dus în siguranță la spital, poliția a cerut ajutorul mascaților. Și de la spital, șoferul a plecat tot cu mascații. Polițiștii fac cercetări acum pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul. Un hotel din comuna Bradu, județul Argeș, a luat foc în această dimineață. Mai multe echipaje de pompieri se află la fața locului și încearcă să stingă incendiul. Corespondentul nostru, Cristi Ionică, este acolo. Bună dimineața, Cristi! Din ce cauză a izbucnit incendiul? Bună dimineața! Pompierii deocamdată nu au vorbit de cauzele izbucnirii incendiului. Însă, după toate aparențele, se pare că vorbim de coșul înfundat al centralei termice, pentru că incendiul s-a propagat undeva în zona acoperișului și a cuprins toate cele 3 camere situate la ultimul etaj. O persoană care era cazată în acest motel ne-a declarat că la un moment a observat cum în cameră au sfârșit flăcările, practic nu a apucat decât să-și ia hainele și să iasă afară. În momentul de față, pompierii militari acționează cu 2 autospeciale, 2 autoscări și sunt secundați de 2 echipaje SMURT și 2 echipaje ale serviciului special de ambulanță. Nu vorbim de victime, însă este o zonă destul de cizlată pentru că acest hotel se află în zona târgului săptămânal. În acest moment pompierii încă acționează la ultimul etaj. Se pare că flăcările au fost lichidate, însă există foarte mult fum și pompierii trebuie să fie foarte atenți pentru a lichida toate focarele, pentru că am observat că într-o parte focul era stins și apoi izbucnea în cealaltă parte. Oricum, este o acțiune de amploare, o acțiune de anvergură, care în acest moment este în desfășurare. Repet, nu există victime. Mulțumim, Cristi. Imagini spectaculoase în centrul Craiovei. Roțile unui autocamion încărcat cu pavele au fost înghițite de asfalt pe jumătate, în timp ce rula pe o stradă din centrul orașului. Din fericire, șoferul a scăpat teafăr, în schimb mașina a fost serios avariată, iar traficul în zonă a fost îngreunat minute în șir. Incidentul s-a produs chiar în centrul Craiovei, în fața Facultății de Medicină. Bărbatul a vrut să întoarcă mașina, dar nu a mai apucat. Roțile au intrat direct în asfalt. Uitați, a căzut mașina dintr-o dată, a căzut mașina jos. Era la volan? Da. Și da, ce a vrut să întoarce? Da, a vrut să tragă aici, să tragă aici la casă, să descarc. Și a căzut la partea dreaptă și după aia, în timp ce stăteam, a căzut și stânga. În ajutorul șoferului au venit câțiva colegi de la firma la care acesta este angajat. Ei au descărcat mai întâi bordurile pentru a putea ridica autocamionul din groapă. Cam ce greutate avea mașina încărcată? 167 ton. Mai mult nu. Ce s-a întâmplat? Bună ziua. Asfaltul bun în România. Drumurile pentru care plătim taxă, biniete, ăștia sunt.
ce avem aici în România. Se pare normal? Mi se pare normal, pentru că plătim. La fața locului s-au deplasat și mai multe echipe de la Compania de Apă din Craiova, pentru că în zonă se află conducte care alimentează orașul. Până nu scoatem tirul, nu știu. Nu știu, când vom scoate tirul acolo, să vedem, verificăm în interior ce se întâmplă, de unde a apărut un fenomen de prespălare. Reprezentanții Companiei de Apă promit că situația va fi remediată. A vrut să cumpere carne tocată și a descoperit că pe caserole erau două date diferite de ambalare, una a producătorului, cealaltă a magazinului. S-a întâmplat într-un supermarket din Deva. Imaginele ne-au fost trimise de un telespectator, Realitatea TV. Pasul 1. Pe partea de sus a caserolei se află eticheta supermarketului. Din informațiile imprimate pe etichetă, aflăm că produsul a fost ambalat în data de 17 martie. Pasul 2. Întoarcem caserola și descoperim o altă etichetă. Produsul este același, dar are o altă dată de ambalare, de data aceasta 12 martie. În plus, în cele 5 zile scurse între cele două date de ambalare, produsul a crescut în greutate cu aproximativ 30 de grame. În consecință și prețul este mai mare, cu 35 de bani. Vă reamintim, materialele dumneavoastră pot fi revăzute și pe portalul realitatea.net. Și nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment inedit care poate deveni o știre, ne puteți trimite imaginile pe adresa martorocular@realitatea.net sau pe portalul realitatea.net la rubrica martorocular. Captură de proporții în Vama Bechet. Peste 93.000 de pastile interzise au fost descoperite la un control de rutină în bagajele a doi polonezi. Aceștia veneau cu mașina din Turcia și se îndreptau spre țara de origine. Au fost descoperite în bagajele ascunse printre haine, în bagajele acestora, 93.170 de pastile de Actifed, UV, care conțin peste 62% pseudoefedrină, o substanță interzisă pe lista substanțelor interzise în România pentru anul 2012, de altfel și pe lista de precursori de droguri. Deci, ambalate în 9317 blistere, a câte 10 pastile. Marfa a fost reținută în vederea confiscării produsele și au fost anunțați organele DICOT, respectiv Biroul de Combatere a Criminalității Organizate, întrucât și vor... Deci, cercetarea penală va fi executată de organele de poliție, probabil se va deschide lucrare penală. A furat roaba din fața magazinului de materiale de construcții. S-a întâmplat în Baia Mare, iar imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă au fost trimise de Anca, o telespectatoare Realitatea TV. În imagini se observă cum bărbatul se plimbă prin fața magazinului, se uită prin geam la angajați, se oprește la roabă, o dezleagă și pleacă cu ea. Vă reamintim, materialele dumneavoastră pot fi revăzute și pe portalul realitatea.net și nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment inedit care poate deveni o știre, ne puteți trimite imaginile pe adresa martorocular@realitatea.net sau pe portalul realitatea.net la rubrica martorocular. Patru polițiști de la secția 14 vor ajunge în fața Consiliului de Disciplină pentru neglijență în serviciu. Un alt agent a primit doar un avertisment. Acestea sunt rezultatele anchetei făcute la secția de poliție în urma tragediei de la Coafor. Patru polițiști de la secția 14 nu și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, iar un agent de la compartimentul secretariat a primit un avertisment. Sunt rezultatele controlului cerut de șeful Poliției Capitalei la secția de poliție, unde soția atacatorului de la Coafor a făcut o plângere. Aceasta a fost depusă cu 5 zile înainte ca soțul ei să o împuște mortal. S-a dispus sesizarea Consiliului de Disciplină pentru analizarea baterilor disciplinare care au fost reținute în sarcina lor, urmând ca în funcție de gravitatea acestor abateri să fie luate măsurile disciplinare care se impun. Florina Vlădan s-a plâns că se teme pentru viața ei și că Gheorghe Vlădan este de necontrolat. Am fost nevoită să plec de la domiciliul comun, întrucât soțul meu a continuat agresiunile în sensul că m-a înjurat, proliferând amenințări că va da foc casei și mă împușcă. Amănuntele date de femeie sunt șocante. El deține arma de foc și sunt terifiată că o va folosi și mă va împușca. Zilele mele sunt numărate. Este un om cunoscut de vecini ca fiind agresiv. Informațiile femeii nu i-au impresionat însă pe angajații secției 14 de poliție. Aceștia l-au citat la audieri pe bărbatul violent 4 zile mai târziu, în data de 5 martie. Dar Gheorghe Vlădan nu s-a prezentat la audieri pentru că era ocupat să-și pună amenințările în aplicare. A împușcat mortal 2 oameni și a rănit alți 6.
Un grup de 25 de oameni au creat o lume a lor în care toți zâmbesc, vorbesc frumos și se respectă reciproc. Unde se întâmplă acest lucru, vă spun imediat în jurnal. 6 persoane au primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în care deputatul Mihail Boldea este cercetat pentru fals și înșelăciune. Alte 2 persoane, avocata lui Boldea și Aurora Luchiniuc, fost subprefect de Galați, au primit interdicție de a părăsi localitatea. DIICOT a formulat împotriva tuturor aceleași acuzații, ca și în privința parlamentarului. Mihail Boldea și ceilalți 21 de suspecți sunt acuzați că identificau imobile și terenuri pe care cu ajutorul unor hotărâri judecătorești falsificate le treceau pe numele unor persoane care făceau parte din grupare, apoi le vindeau contra unor sume mari. Prejudiciul calculat până acum este de peste 1 milion de euro. În schimb, Boldea acuză DIICOT-ul de abuz. Mi s-a dus la cunoștință faptul că aș fi cercetat pentru foarte multe infracțiuni de instigare la fals și uz de fals. Și ceva înșelăciuni. Despre asta e vorba. Dacă mă întrebați concret, asistăm la un abuz al DIICOT-ului, normal pentru România zilelor noastre, abuz în care toată lumea vede că sunt abuzuri, dar nimeni nu ia nicio măsură. Mă face să cred că rețeaua este mai mare. Nu neg că capul rețelei ar fi domnul deputat Boldea Mihail, pentru că toate aceste persoane, acest Manole Relu a fost adus la agenția Media Plus, am aflat ulterior toate lucrurile astea, tot de domnul Boldea Mihail. Unul dintre consilierii locali PDL Galați spune că era să cadă și el în plasă. În 2009 erau anunț și în ziar, erau și la o agenție, că vinde terenul respectiv. Acum mi-e greu să vă spun dacă Boldea a avut o implicare, a fost în spate, toată lumea așa spune. În cadrul unei emisiuni televizate la un post local din Galați, liderul PSD Danica a felicitat mass media din România că a promovat un astfel de subiect. Faceți foarte bine că popularizați asemenea chestiuni, pentru că fiecare om trebuie să știe să ferească. Românul pornește de la principiul bunei credințe. Zice, domnule, nu mi se poate mie întâmpla. Eu sunt un om corect, cinstit, adică cum? Nu pornești la premisa că te întâlnești cu hoțul. Dar trebuie să știi că, din păcate, hoțul apare. DIICOT a făcut 14 percheziții în mai multe apartamente și sedii de firmă. Unul dintre imobilele vizate ar fi fost chiar sediul PSD Galați. 10.000 de părinți vor afla mâine unde și câte locuri mai sunt disponibile la clasa pregătitoare și clasa 1. Tot mâine școlile vor afișa criteriile în funcție de care vor fi selecționați copiii în cea de-a doua etapă de înscrieri. Aceste criterii au fost trimise către inspectorate pentru validare. Unele școli au propus să-i departajeze pe copii în funcție de cât de insistenți sunt părinții. Pentru altă școală, o prioritate copiii ai căror bunici sunt sau au fost cadre didactice sau părinții au fost elevi la școala respectivă. Alte școli țin cont de apropierea locului de muncă, fără să țină cont că acest lucru lasă loc la interpretări. Nemții caută genii în România. Cele mai importante centre universitare tehnice din Germania au venit să racoleze cei mai buni studenți români. Acțiunea face parte dintr-un proiect ce își propune să atragă elite în discipline precum matematică, informatică și domenii tehnice. Germania nu este singura țară care oferă oportunități studenților români. Reprezentanți de la 100 de universități din 15 țări s-au adunat la sala Palatului din capitală. Tinerii români sunt ademeniți de universitățile germane cu zero taxe de școlarizare și cu burse lunare între 750 și 2000 de euro. În Germania. Parcă altfel vorbesc germana, da, este mai strict așa și mă cuprinde mai bine, ca să zic. Sute de elevi și studenți s-au documentat pentru o plecare la studii. Ei vor să se alăture celor 50.000 de români care învață în acest moment în străinătate. We need a letter of motivation from you, yes. Where you write why you are interested in the program, why you, yes, think the program is good for you, why you are good for the program. Un program de master în Franța. De ce Franța? Îmi place foarte mult, au școli foarte bune, eu caut în turism, am înțeles că au cele mai bune școli în turism. Iar admiterea nu este grea nici la universitățile de top din lume, asta pentru că notele nu contează. Este uită la un elev în totalitate. La Princeton este foarte tabu să vorbești despre note. Nimeni, odată ce ai intrat, nu vorbești despre notele pe care le-ai luat până atunci, despre ce loc în clasă ai. 100 de universități au venit în România cu 500 de programe de licență și 300 de masterat. În afară de Germania și Suedia și Danemarca oferă studii gratuite. Vă doriți o carieră în Serviciul Român de Informații? Ei bine, luna iulie vă puteți înscrie la concursul organizat de Academia Națională de Informații Mihai Viteazu.
Specializările sunt psihologie informației și studii de securitate și informații. Candidații la admiterea în SRI trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Trebuie să aibă minimum 23 de ani împliniți, cetățenie română și domiciliu stabil în România. În plus, trebuie să fie absolvenți de liceu cu cel puțin media 7 la bacalaureat și 8 la purtare. Pe lângă interviul de selecție, candidații vor fi evaluați psihologic și examinați medical. Apoi vor trebui să treacă de probele scrise și de cele de aptitudini fizice. Dacă sunteți interesați cum se calculează nota finală, trebuie să știți că cel mai mult contează testul de inteligență, în proporție de 40%. Urmează notele pentru cele două probe scrise cu 35, respectiv 20 de puncte. Nota de la bacalaureat mai adaugă 5% la media finală. Dacă toate aceste condiții nu vă sperie, țineți cont și de faptul că locurile sunt limitate. Drogurile i-au trimis după gratii, aici s-au luptat cu dependența și au reușit cu ajutorul terapiei să construiască o nouă comunitate în sistemul penitenciar, care iese din clișee. Este vorba despre un grup de 25 de deținuți de la Jilava care au creat o lume a lor în care toți zâmbesc, vorbesc frumos și se respectă reciproc. Comunitatea terapeutică a deținuților de la Jilava se înscrie într-un proiect european mai amplu. Aici, dar și la penitenciarele Rahova și Târgșor, cei care vor să renunțe la droguri au parte de tratament preferențial. Ei beneficiază de consiliere, terapie și timp pentru diferite hobby-uri. Asta doar dacă respectă o serie de reguli. Aceste reguli fundamentale sunt cele care protejează siguranța fizică și psihică a rezidenților și în momentul în care un rezident încalcă o asemenea regulă, de exemplu, este violent cu un alt deținut, își pierde dreptul de a fi rezident în comunitatea terapeutică. Cristian este liderul grupului de la Jilava. Din cauza dependenței de droguri, el a ajuns să fie traficant la 18 ani. Acum are 25. Am încercat și de curiozitate și până la urmă a început să-mi placă și tot așa treptat am început să consum din ce în ce mai mult, după care nu mă ajungeam cu banii, ca să spun așa, nu vreau să comit infracțiuni care consta în furturi sau tâlcării și m-am apucat de trafic de droguri. Și așa poliția s-a sesizat și m-a arestat și am ajuns aici. Într-o situație similară este și Ionuț. Din cauza drogurilor, el a ajuns să șantajeze și chiar să sechestreze alte persoane. După 3 ani de detenție, este unul dintre membrii importanți ai comunității terapeutice și are planuri mari pentru ziua în care va redeveni un om liber. Vreau să mă implic mult mai mult în viața de familie, să-mi ajut părinții, frații și doresc cu multă nerăbdare să mă reapuc de școală. Programul special de detenție din cele 3 penitenciare a beneficiat de o finanțare europeană de 350.000 de euro. Până acum, zeci de deținuți au început o nouă viață, fie în pușcărie, fie în libertate. Scandal în mediul academic timișorean. Un grup de intelectuali contestă acordarea titlului de doctor honoris causa de către Universitatea de Vest din Timișoara lui Horia Roman Patavievici. Acesta a fost așteptat de contestatari chiar înainte de festivitate. Nu ne faceți cinste cu absolut nimica. Dumneavoastră l-ați incriminat pe Mihai Eminescu. Cu dumneavoastră personal nu avem nimica, dar protestăm împotriva Universității de Vest, care vă acordă titlul de honoris causa. Această răstălmăcire nu a apărut decât pe site-urile naționaliste, antisemite și, chiar dacă vă displace, legionare. Reproșurile care îi se aduc lui Patavievici sunt multe, de la o relație prestrânsă cu o parte a mediului politic până la denigrarea unor valori culturale în scrierile sale. Pentru că în galeria unor personalități uriașe ale culturii, ale științei, ale muncii la catedră, ni se pare absolut inadecvată, inoportună prezența lui Horia Roman Patavievici. În volumul Politice, publicat în 1996, există 10 de fraze în care România este insultată grobian, în care românii sunt insultați îngrozitor. Dumneavoastră, intelectualii, v-ați vândut politicii oligarhice la ora actuală în România. Festivitatea de acordare a titlului de doctor honoris causa a avut totuși loc. Marș memorial pentru Avram Iancu în centrul Clujului. Aproape 200 de membri ai mișcării Noua Dreaptă au sărbătorit 163 de ani de la victoria Revoluției Românești din Transilvania. În plus, cei prezenți au protestat împotriva segregării etnice de la Universitatea de Medicină Târgu Mureș și au scandat lozinci naționaliste.
Evenimentul face parte din Săptămâna Culturală Avram Iancu, care a cuprins dezbateri, întâlniri ale membrilor Noua Dreaptă, dar și o slujbă religioasă dedicată lui Avram Iancu. Avram Iancu este în continuare viu în inimile românilor din Cluj și în inimile românilor de pretutindeni. Înființarea Partidului Naționalist, aripa politică a Mișcării Noua Dreaptă. Dosarul este la Tribunalul București, partidul este în curs de înregistrare. Să fie toți românii uniți, pentru că țara asta pierde din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții organizației Noua Dreaptă din Sibiu, Brașov, Timișoara, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Republica Moldova. Hotelierii și proprietarii de pensiuni se pregătesc pentru sărbătorile pascale și pentru mini-vacanța de 1 mai, cu ce oferte vin ei imediat în jurnal. Primăvara i-a scos pe români din case, locuitorii de pe litoral s-au plimbat pe faleza Mării Negre, iar pădurile din vecinătatea marilor orașe au fost luate cu asalt de cei care au ieșit la un grătar. În capitala bucureștenii au ieșit în parcuri, încurajați de cele aproape 20 de grade Celsius. Prima zi cu temperaturi pozitive peste 10 grade Celsius s-a adunat o grămadă de lume aici pe faleza cazinoului din Constanța. Cum e marea? Foarte liniștită. Cred că se bucură și ea că nu mai e îngheț. Atracția falezei au fost câțiva studenți la arte plastice. Albastru. Îmi place albastru. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi pentru acest weekend încă de vineri i-au scos cu micul mare pe bucureșteni în parcul Cismigiu. După cum puteți vedea, la ora 12 sâmbătă nu mai este loc să arunci un ac. Cei mai bucuroși de vremea frumoasă au fost amatorii de șah și table. Am venit mereu, e adevărat, dar am simțit-o. Am simțit-o gros pe pielea noastră. Am tremurat. Acum o să stăm mai mult că s-a încălzit vremea. Bistrițenii au profitat de cele 15 grade Celsius și au ieșit la grătar. Este primul picnic de anul acesta? Da. Nu vă deranjează zăpada? Deloc, e foarte cald. Meteorologii anunță că și astăzi vom avea temperaturi record pentru luna martie. Deși primăvara s-a instalat în aproape toată țara cu soare și temperaturi ridicate pe pârtii, stratul de zăpadă mai depășește încă jumătate de metru. Turiștii au profitat de vremea bună pentru un ultim weekend pe schiuri sau snowboard. Turiștii care au mers pe Valea Prahovei au schiat îmbrăcați în tricou, apoi s-au relaxat la terase cu băuturi răcoritoare. Vă care renunța la hainele de iarnă? Da, este foarte cald, fete frumoase. Zăpadă și asta e tot ce ne trebuie. Și zăpada e mai bună, ieri era mai topită. Termometrele au urcat până la 12 grade în stațiunile de la Poalele Bucegilor, iar vântul nu a suflat deloc. Este foarte frumos, foarte cald, tot ce-ți dorești într-un weekend. V-ați îmbrăcat și mai lejer? Nu prea, că nu ne-am așteptat să fie totuși atât de cald, da. Pentru două zile, Piața Unirii din Iași a devenit o imensă bucătărie, unde se prepară tocană de porc cu mămăliguță, ciorbă de pește, dar și mâncăruri tradiționale suedeze sau spaniole. Zeci de maestri bucătari din România, Ungaria, Israel, Spania, Suedia și Uzbekistan se întreg la campionatul internațional de gătit în aer liber. Tot speră să câștige Cupa Moldovei la gătit. Aici se prepară o tocăniță cu carne de porc și ciuperci, iar în partea asta, în altă, se face o ciorbiță acrișoară cu moare de pe varză și servită cu hrea. O ciorbiță care repară pe cei care au venit de cu zi, au gulgutărit. Ce ingrediente speciale aveți azi? Bucatele preparate în aer liber au făcut deliciul spectatorilor. Printre pofticioși s-a aflat și medicul Tudor Ciuhodaru. Am venit și în calitate de fan al ceea ce înseamnă artă culinară. Este frumos, căutăm acel echilibru, acel vin românesc alăturat, palinci din această zonă. După mâncarea preparată la ceaun, a venit rândul bucătărilor de preparate reci să-și prezinte bucatele alese. Din paște pe masă, ne pregătim cu legume, carving, cu deserturi, cu mai multe. Ciocle.
Toți bucătării au fost atenți supravegheați de profesorii de la Școala de Ospitalitate Notre Dame din Tel Aviv. Cei mai buni dintre ei vor fi premiați duminică. Hotelierii și proprietarii de pensiuni se pregătesc pentru sărbătorile pascale și pentru mini-vacanța de 1 mai. Ofertele pe litoral includ pachete complete de cazare, masă și excursii la mănăstiri. Dacă visați însă la sărbători în pensiuni rurale din zona Sibiului, mai aveți puține șanse, căci acestea sunt rezervate în proporție de peste 90%. Un sejur de 4 zile pentru două persoane la un hotel de 4 stele de pe litoral costă în medie 1300 de lei. 3 nopți de cazare plus una gratuit, care include o excursie la mănăstire, 3 cine speciale și iar în ziua de Paști un brunch cu specific românesc. Clienții au și acces la o sală de fitness pentru a mai da jos din caloriile de la masa bogată de Paște. Ne vom accesa turiștii la întoarcerea de la biserică cu cozonac, vin și ouă, 905 lei pentru pachetul de două nopți cazare în cameră dublă standard, respectiv 1605 lei pentru apartament. Cei care fac rezervări până la 20 martie au o reducere suplimentară de 15%. Dacă la mare abia s-a dat startul la oferte, locurile în pensiunile din mărginimea Sibiului sunt aproape epuizate. Pentru că în grupul de musafiri care vor veni sunt și câțiva copilași, am aranjat un colțișor deosebit în care iepurașul le va aduce câte un cadou. În ajun de Paște cine mănâncă cu post primește mâncare de post, apoi masa tradițională cu brânză proaspătă, cu drog din miel, sala am făcut în casă, mai avem și cârnați, mai avem slănină. Musafirii noștri împreună cu copiilor vor căuta cuibul iepurașului în grădină. Proprietarii de pensiuni promit că vor respecta toate tradițiile de Paște. Prin vicepreședintele organizației de femei PDL, Andreea Paul Voș, vicepreședintele UNPR Lavinia Șandru, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, deputatul PDL Teodor Paleologu, senatorul PDL Traian Iga și purtătorul de cuvânt al PDL Sever Voinescu au adus ieri știrile Realitatea TV în cea de-a doua parte a zilei. Au făcut singur agenda zilei, apoi au moderat emisiunile. Experimentul este unic în presa din România. Nu mai aveam timpul necesar să mai pregătesc încă o temă. Da, ca să spun drept, nici pe asta n-am avut timp să o pregătesc, că ți-am spus, am venit direct de la colegiul director. Ce-au zis colegi? Se amuză toată lumea. Și ne urmăresc cu interes. Or să se listeze pe seama noastră. Da, lăsați-ne în pace. Și acum nu cu dumneavoastră jurnalistul, ci cu dumneavoastră politicianul. Da, lăsați-ne în pace. Încercați acum să mă priviți ca pe un jurnalist și să comunicăm cu românii. Am mai scris o filă în cartea vieții mele. Da, exact. Da. Ce scrie ce text montaj este beta. A fi trebuit o virgulă. Pot? 31? M-au auzit în microfon? Îl țin în mână, ce Dumnezeu, că doar nu se întâmplă nimic. Da, asta de aici. Și pe ăla de acolo deocamdată. Dar te rog să fii calm, că dacă ești calm, sunt și eu calm aici. Ok. Am înțeles. Facem exerciții aici. Haideți, domnul Diaconescu, totdeauna întârziați. Cum se face? Asta e ordinea discuției, nu? Felul ăsta acum. Ok. Și o prezentare a invitațiilor. Da, eu scablat, m-auziți? Ce, gata și începem? Destres se cheamă, da? Ca de obicei la această oră, vă zic bună seara la o nouă emisiune Test de Stres, cea mai importantă emisiune de televiziune la această oră, în acest moment, în România. Foarte bine, foarte bine. Aplauze cu asta, da, e ca la un spectacol. Care sunt știrile? Ce s-a întâmplat? A, astea sunt? Da. Asta citiți noi. A, uite mă, cu bicicleta. Să intre materialul și la aia. Sunteți în beta. Și când prezint eu știrile, o să fie aceeași burtieră. Asta e din toată a, și trebuie să spun, ia uitați ce am declarat. Da, ia uitați ce a declarat ăsta. Ăsta micu. Cât durează chinul ăsta? Ok? Sigur a fost ok? Bună
seara. Sunt Toane Paleologu și vă prezint Primetime News. Atacatorul de la pizzeria din Târgoviște a fost arestat pentru 29 de zile. Bărbatul a tras câteva focuri de armă în aer și într-un geam și a lovit unul dintre clienți cu un cuțit. În acest weekend, toate platformele de comunicare ale Realitatea Media, televiziune, radio, online, vor transmite integral conținutul generat și difuzat de noi jurnaliști. Vă invităm și astăzi să fiți martorii acestui experiment inedit. Peste aproximativ o oră și jumătate, jurnaliștii Realitatea TV vor preda din nou puterea politicienilor. Cei pe care v-ați obișnuit să-i vedeți la tribuna Parlamentului sau în ședințe de partid vor trece de cealaltă parte a baricadei, vor face selecția știrilor și vor stabili temele dezbaterilor. Oamenii politici se vor înfățișa în fața dumneavoastră într-o postură inedită, aceea de jurnaliști imparțiali. În plus, vor avea prilejul să demonstreze că știu să treacă peste luptele politice, să facă echipă și să construiască împreună un program de televiziune. Ne luăm o scurtă pauză acum. Revenim în câteva momente. Studiul meu, Linco e atât de bun că ai putea să auzi chiar cu 30% mai multe. Să rămână, a fost delicios! Linco, cum să nu-ți placă? De asta? Nu, colecționează și tu surprizele de party din pachetele Linco și Unirea. How we gonna get there? Does anybody know? We're heading for the sunshine. Looking like a good day. Won't you come? Bine ați venit în cartierul nostru. Pentru tine. Și pentru tine. Puterea Alinta Romei ne aduce mai aproape. Iacob Scrânung. Clienții Groupama sunt mai liniștiți. Cu noul serviciu Alo Groupama, ei știu în fiecare clipă ce trebuie să facă în caz de accident sau în ce stadiu este mașina lor. Groupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. Întâmpină ziua cu delicioșii biscuiți Belvita Start, cu cereale integrale și afine roșii, ca partea unui mic dejun echilibrat. Belvita Start. Vitalitate pentru întreaga dimineață. Comandă-ți un Renault Symbol și odată cu lansarea programului Rabla 2012, îl vei avea la doar 5.000 de euro TVA inclus. Grăbește-te! Stocul este limitat, doar 150 de vehicule. Bine ați venit în grădina Lidl! Primăvara sosește în pas alergător cu îngrășământ sub formă de batoane, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. Cu saboți comozi, cu talpă antiderapantă și curea reglabilă la numai 21,99 lei. Și cu furtunul rezistent de 20 de metri cu accesorii la doar 44,99 lei. Lunea, toată România merge la Lidl! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sunt Edmond Tălmăcean și vă prezint Realitatea așa cum e. Noi facem știrile. Peste 400 de afgani s-au adunat în centrul orașului Jalalabad pentru a protesta împotriva transferului sergentului Robert Bales într-un centru de detenție din Statele Unite. Soldatul american i-a acuzat că a ucis 16 oameni într-un sat din Afganistan. Demonstranții erau furioși că Bayliss nu a fost judecat după legile afgane, cum zic ei că ar fi corect. Din
Oamenii au strigat lozinci, printre care și moartea Americii. Ei au purtat steaguri negre în semn de doliu pentru cei 16 conaționali împușcați săptămâna trecută. Atunci, sergentul Bailey s-a îmbătat și a mers în satul din apropierea bazei. El a început să tragă la întâmplare. Printre victimele sale se numără și 9 copii. La scurt timp după masacru, președintele afgan Hamid Karzai a cerut trupelor NATO să plece de lângă sate și să se retragă în bazele principale. Fostul șef al serviciilor secrete ale regimului Gaddafi a fost arestat în Mauritania. Abdullah al-Senussi, în vârstă de 63 de ani, este considerat responsabil pentru moartea a sute de oameni. Al-Senussi a fost condamnat în absență de un tribunal din Paris în martie 1999. Motivul a fost implicarea sa în atentatul împotriva unei aeronave care zbura deasupra Nigerului, în urma căruia au pierit 170 de oameni. Senussi, care a fost și cumnatul lui Gaddafi, era căutat pentru rolul pe care l-a jucat în reprimarea sângeroasă a revoltelor din Libia de anul trecut. De asemenea, el ar fi fost implicat și în atentatul de la Lockerbie din 1988, când explozia unui alt avion a ucis 270 de oameni. Cincizeci de mașini ciudate s-au întrecut ieri la Tokyo pentru un milion de ieni într-o cursă anuală organizată de o firmă de băuturi energizante. Vedem și noi imagini de acolo ceva mai târziu în jurnal. Sute de simpatizanți ai opoziției ruse au demonstrat ieri la Moscova în semn de solidaritate cu prizonierii politici aflați în închisorile din Federația Rusă. Acțiunea nu a avut autorizație, iar zeci de protestatari au fost reținuți. Manifestații adunați în centrul Moscovei au anunțat că vor ieși în stradă în fiecare sâmbătă ca să atragă atenția opiniei publice în legătură cu abuzurile la adresa deținuților politici. Protestatarii, în mijlocul cărora s-a aflat și liderul opoziției Boris Nemțov, sunt scandalizați de recenta difuzare la postul NTV a unui documentar despre mișcarea de opoziție. Materialul a prezentat opoziția ca fiind vândută străinilor și autoarea fraudelor de la alegerile prezidențiale. 50 de milioane de dolari pentru Double Elvis. Este vorba despre un tablou al pictorului Andy Warhol, care îl înfățișează pe Elvis Presley îmbrăcat în cowboy cu un pistol în mână, alături de umbra sa. Pictura face parte dintr-o serie de 22 de tablouri cu regele rock and roll. Tabloul va fi scos la licitație de casa Sotheby's în luna mai. Înainte de a fi vândut, Double Elvis va fi prezentat amatorilor de artă în galerii din Londra, Los Angeles și Hong Kong. Alte 8 tablouri din serie au fost vândute în 2008 pentru 100 de milioane de dolari. Unul din cei mai cunoscuți sfinți din lume este sărbătorit de milioane de oameni care au rădăcini irlandeze. Sfântul Patrick, unul dintre protectorii Irlandei, este venerat în fiecare an pe 17 martie, ziua când totul trebuie să fie verde. De la hainele purtate la paradă până la faimoasa bere irlandeză, pe care a degustat-o până și președintele american Barack Obama, ai cărui strămoși din partea mamei au venit din patria spiridușilor. Sărbătoarea a început în Marea Britanie cu un mic incident la prezentarea gărzii irlandeze pentru ducesa de Cambridge, soția prințului William. Unul dintre soldați a leșinat în timp ce aștepta în formație venirea ducesei. Ducesa de Cambridge, îmbrăcată într-un costum verde, le-a dăruit soldaților un alt simbol al sărbătorii, o frunză de trifoi. La Dublin, capitala Irlandei, s-au adunat peste o jumătate de milion de oameni dornici să asiste la faimoasa paradă de ziua Sfântului Patrick. Pe străzile din Dublin s-au perindat sute de dansatori și orchestre venite și din Statele Unite, curcubeie și spiriduși cu multă voie bună, specifică acestei sărbători. Nici irlandezii din Statele Unite nu s-au lăsat mai prejos. În frunte cu președintele Obama s-au bucurat de paradele din mai multe orașe americane, au colorat apele unui râu în verde și au băut bere de aceeași culoare.
Obiecte misterioase în spațiu, acestea au fost detectate de telescopul NASA, care este de câteva miliarde de ori mai puternic decât ochiul uman. Telescopul spațial Fermi Gamma Ray a descoperit ceea ce astronomii numesc fotoni, particule aflate la marginea spectrului electromagnetic. Înainte ca telescopul Fermi să fie lansat în iunie 2008, existau doar 4 surse cunoscute de fotoni. Astrofizicienii de la Agenția Spațială Americană spun că telescopul Minune a descoperit de 500 de ori mai multe tipuri de energie, dar o treime din aceasta nu poate fi legată de niciun obiect cunoscut. Este un mister, nu avem nicio idee despre ce sunt acestea, a spus unul din reprezentanții NASA. 50 de mașini ciudate s-au întrecut ieri la Tokyo pentru 1.000.000 de ieni într-o cursă anuală organizată de o firmă de băuturi energizante. De la ochii gigantici la Batmobile, bizarele invenții au încercat să facă față cu brio obstacolelor de pe traseul de 250 de metri. Cele mai multe au și reușit, altele au întâmpinat însă dificultăți. Jurații au selectat invenția câștigătoare atât pe baza creativității mecanicilor, cât și a timpului în care a terminat cursa. Învingătoare a ieșit echipa Fastest Ninja Chaos cu un vagon platformă făcut în totalitate din fibră de carbon. În Irak, un lac roșu ca sângele, în Canada, văzute de sus, dealurile parcă formează un portret. Fie că vorbim de peisaje create de natură sau de mâna omului, pământul nu încetează să ne uimească. Cu ajutorul sateliților Google Earth, toată lumea se poate bucura de minunile pe care le oferă. Jurnalul continuă cu datele despre vreme pe care vi le aduce în câteva momente Petre Cătălin Fumuru, iar mai apoi aveți știrile din sport de la Mădălina Pirici. Eu sunt Adriana Mari, vă aștept la OpTix cu informații noi. E vremea să bei apă. E sănătos. La fântână vine la tine. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi se anunță o zi frumoasă și caldă în toate regiunile țării. Cerul va fi mai mult senin, soarele va străluci aproape toată ziua și doar în partea de vest a țării și în zona montană înaltă vântul va prinde putere. Temperatura continuă să crească, meteorologii anunță maxime între 13 și 23 de grade, cu până la 10 grade mai mult decât ar fi normal la această dată. În regiunile intracarpatice, mult soare și astăzi, va fi puțină ceață dimineața în Transilvania, dar restul zilei va fi soare și aici. Maximele vor fi ridicate, 19 grade în Oradea, Baia Mare, 18 la Cluj și iată 17 grade în Brașov. Și în sud, soarele va străluci pe cer, iar valorile termice vor fi mai mari încă de dimineață. La amiază, temperatura aerului trece de 20 de grade peste tot și ajunge chiar la 23 de grade la Drobeta, Turnul Severin, Târgu Jiu și Giurgiu. Încălzirea continuă și în Dobrogea. Dacă ieri la amiază valorile termice erau în jur de 15 grade, astăzi vor fi 20 de grade, iată, la Tulcea, în jur de 19 la Constanța, 21 la Megidia. Vreme frumoasă și caldă și în Moldova, chiar mai caldă decât ieri, cu aproape 5 grade. Maximele prognozate sunt de 20 de grade în Suceava și Bacău, 21 la Iași, 22 de grade în Focșani. Maxime cu 90 grade peste mediile multianuale. În București astăzi va fi mai cald decât ieri, vremea va fi predominant însorită, iar vântul va sufla slab până la moderat. Meteorologii prognozează 3-5 grade dimineața și 21-22 de grade la amiază, așadar vreme perfectă pentru o plimbare. Atât pentru această oră, nu uitați, vremea.realitatea.net vă stă la dispoziție. O dimineață frumoasă! La Fântână v-a prezentat vremea. Cer senin, zi frumoasă. Apa de izvor La Fântână. Bun găsit la știrile din sport. Surpriză uriașă în Liga 1. Sportul Studențesc a învins cu 3-1 pe Dinamo și CFR Cluj preia conducerea în campionatul intern. Cristi Borcea a încălcat sfatul medicilor și a urmărit umilința de la una dintre ferestrele Spitalului Florească.
Schimbare de lider în Liga 1 după ce Sportul Studențesc a reușit bomba zilei, o victorie cu 3-1 pe terenul liderului Dinamo. Câinii au început în forță. Cătălin Munteanu a centrat pe dreapta, iar Marius Nicolae a deschis scorul încă din minutul 2. Ierarhiile păreau că se respectă, însă gașca nebună din regie a reușit o partidă fantastică. Până la pauză, Dinamo a alergat după egalare. Nistor a înscris din plonjon în minutul 15, iar Ferfelea aducea studenții în avantaj cu un șut bombă imposibil de apărat pentru Bălgrădean. A fost momentul în care Cristi Borcea a părăsit fereastra spitalului din Floreasca, de unde, cu toate interdicțiile medicilor, urmărea partida. Repriza secundă a început cu ratării monumentale ale Sportului, dar treptat partida s-a echilibrat și Dinamo a avut câteva oportunități de a marca. Valentin Lazar a dat însă lovitura de grație în minutul 81, când l-a învins pe Bălgrădean cu un șut la colțul lung. 1-3 și Dinamo pierde prima poziție în favoarea celor de la CFR Cluj, care în aceeași seară s-au impus cu 2-0 în fața Pandurilor. Petrolul a reușit primul punct în noul sezon, însă remiza spectaculoasă cu Universitatea Cluj nu-i scapă pe Ploieșteni de grijile retrogradării. Ne-am făcut viața grea singuri, a declarat Răchită, după care a acuzat dur arbitrajul. Petrolul tremură cu gândul la Liga a doua. A făcut doar 2-2 acasă cu Universitatea Cluj, echipa aflată la primul meci după plecarea antrenorului Ionuț Badea. Ploieștenii au atacat încă din start, dar Hamza și Zeran n-au nimerit ținta. Daniel Oprița n-a iertat. Pe finalul primei reprize a deviat impecabil mingea venită dintr-o lovitură liberă și l-a învins pe Bornescu. Gicu Grozavu a dat semnul revenirii oaspeților. A înscris după o oră de joc. S-a marcat apoi și la cealaltă poartă. Zera a făcut 2-1 și a aprins speranța primei victorii a Petrolului în 2012. Finalul a adus însă egalul. Augustus Constantin a dat penalti pentru un hands în careu. Iar Adrian Cristea a transformat. În prelungiri, Buhuș a tras tare dintr-o lovitură liberă, dar Bornescu a respins. Viitorul Constanța a început ezitant returul în Liga a doua, cu doi oameni în plus pe teren în repriza secundă. Echipa lui Gică Hagi a reușit doar un egal la Galați cu Dunărea. Fostul selecționer a urmărit meciul neputincios din tribună. Va sta pe bancă doar dacă echipa promovează. Gică Hagi a asistat neputincios la jocul slab al echipei pe care o patronează. Lider în prima serie a eșalonului secund, Viitorul Constanța a avut mari probleme în prima repriză la Galați. Doar Nicolae Dica amenința poarta gazdelor dintr-o lovitură liberă. Dunărea a avut ocaziile importante, inclusiv penalti. Mingea șutată de Bârlădeanu în transversal a căzut dincolo de linia porții, dar arbitrul nu a validat golul și la cabine s-a intrat la egalitate. Imediat după pauză, Cârjan a văzut al doilea galben și gazdele au rămas în inferioritate numerică. Viitorul a profitat și a deschis scorul prin Chițu, după o lovitură liberă executată de Cristocea. Lucrurile păreau clare, mai ales că Dunărea a jucat cu doi oameni mai puțin după eliminarea lui Cucu. Paradoxal, Viitorul n-a mai contat în atac și a început să greșească în defensivă. La o astfel de fază, Munteanu nu a refuzat cadoul și a marcat pentru 1-1. Echipa lui Gică Hagi a rămas pe primul loc în serie, dar a pierdut două puncte importante în lupta pentru promovare. Sănătatea ta, sănătatea orașului tău. Un program oferit de APA Nova. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când arunci la chiuvetă uleiul alimentar ars? Ei bine, întâi de toate, până să ajungă în sol, uleiul folosit se oprește pe pereții conductelor, provoacă obturări serioase ale țevilor și accelerează procesul de coroziune. Apoi, odată ajuns în sol, aridizează și contaminează orice crește în acel pământ. În concluzie, uleiul pe care îl folosești în bucătărie trebuie reciclat. Dar cum? Prima variantă ar fi să strângi uleiul folosit în recipiente din plastic pe care să le duci personal la centrele de reciclare specializate. Desigur, dacă locuiești la bloc, s-ar putea ca spațiul pentru depozitarea recipientelor să fie o problemă. Nu te impacienta! O soluție ar fi să vorbești cu administrația blocului pentru a colecta uleiul ars de la toți locatarii, iar ulterior administratorul blocului poate chema un echipaj special pentru colectarea uleiului strâns. O a treia soluție este să lași uleiul la un restaurant mare sau la o cantină, care colectează deșeurile de ulei alimentar uzat și grăsimile comestibile uzate. Astfel vei ști că și deșeul tău urmează să fie tratat corespunzător.
Ține însă minte că, în acest caz, vorbim numai despre grăsimi vegetale uzate sau rângete, nu și despre uleiurile de motor, reciclabile în alte condiții. Ajunse la centrele de colectare, uleiurile menajere urmează să fie reciclate și reintroduse în circuitul economic sub formă de biocombustibil. Iar dacă ne gândim că în lume se discută din ce în ce mai serios despre înlocuirea combustibililor petrolieri cu biocombustibili, s-ar putea ca gestul tău să fie sănătos pentru planetă. Acest program v-a fost oferit de APA Nova. Păr fragil? Cu tendință de cădere? Inovație majoră de la L'Oreal. Elsev Arginin Resist X3. Formula cu arginină. Pentru o triplă acțiune fortifiantă. 1. Hrănește nucleul firului de păr. 2. Restructurează fibra capilară. 3. Fortifică până la vârfuri. Elsev Arginin Resist X3 de la L'Oreal. 97% dintre femei au constatat un păr mai puternic. Bine ați venit în grădina Lidl! Primăvara sosește în pas alergător cu îngrășământ sub formă de batoane, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. Cu saboți comozi, cu talpă antiderapantă și curea reglabilă la numai 21,99 lei. Și cu furtunul rezistent de 20 de metri cu accesorii la doar 44,99 lei. Lunea, toată România merge la Lidl! Renault Fluence. Meriți un upgrade. Comandă-ți un Renault Fluence și odată cu lansarea programului Rabla 2012 îl vei avea la doar 9500 de euro TVA inclus. Stoc limitat. Je regrette ma petite cet instant. Je vois tes yeux tristes et je pense. Clienții Groupama sunt mai liniștiți. Cu noul serviciu Alo Groupama, ei știu în fiecare clipă ce trebuie să facă în caz de accident sau în ce stadiu este mașina lor. Groupama, asigurăm tot ce contează pentru tine. Din studiul meu, Linco e atât de bun că ai putea să auzi chiar cu 30% mai multe. Să rămână, a fost delicios. Linco, cum să nu-ți placă? De asta? Nu, colecționează și tu surprizele de party din pachetele Linco și Unirea. În cele mai nepotrivite momente poate apărea durerea musculară, reumatică, menstruală, de cap sau de spate. Nurofen 200 acționează direct asupra locului dureros, reduce inflamația și calmează eficient durerea, pentru ca tu să fii acolo unde îți dorești. Nurofen 200, ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dragostea trece. Q-Fort rezistă. 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 Vremea se schimbă. Află de când și află de ce. În fiecare duminică, meteorologi profesioniști îți prezintă prognoza meteo pe 7 zile. Aici, vreme exactă. La săptămâna de vreme, de la 18.45 la Realitatea TV. Rămâi conectat la realitatea care contează. În orice moment, din orice perspectivă, din orice domeniu. Mereu prima ta sursă de breaking news. Vizionează emisia live, video știrile și programele Realitatea TV. Fii interactiv și dezbate cele mai importante subiecte cu analiști și comentatori pertinenți. Împărtășește cu noi întâmplările importante la care ești martor. Realitatea.net, prima sursă online de știri din România.